tipicul de la Ierusalim, am dat binecuvântare cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan ca să poată sluji majoritatea parohiilor unde sunt restricții foarte, foarte mari. Deja din după masa aceasta să poată da lumină, creștinii să poată să vină la biserică și în același timp să se bucure și să ia și pâinea binecuvântată cu vin care în popor se numește Paște. Iar în zonele unde sunt mai puține restricții, zonele galbene, vom face slujba în această seară, începând cu orele 18, în așa fel încât până cel târziu seara, la orele 21, să putem termina ca creștinii să poată să ajungă la casele lor în ceea ce se numește aici în Italia coprifocul, adică restricția de a circula pe timp de noapte până la orele 5 dimineață. Iar mâine, în toate parohiile, mănăstirile și schiturile noastre, se face de nou slujba învierii, utrenia învierii și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, la care se poate să participe cei care, din motive de restricții sau motive de distanțe, nu au reușit să ajungă după masa zilei de astăzi sau în seara zilei de astăzi care urmează. Însă ne bucurăm foarte mult că anul acesta s-au deschis ușile bisericilor față de anul trecut, așa cum am auzit adineaul și mărturia în al Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, a fost o durere foarte mare. Dacă în Germania 2 luni au fost închise bisericile, aici în Italia 3 luni, chiar 3 luni și jumătate în partea de nord, unde a început pandemia, să zicem, mai la un nivel mult mai înalt. Ceea ce a însemnat o durere foarte mare, pe care, iată, în lumina învierii, praznicul învierii de astăzi, o vindecă și ne aduce bucurii, ne aduce har și îi dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite. În aceste condiții de restricții și de călătorie, Preasfințite Atanasie, bănuiesc că foarte mulți români au rămas la locurile lor de rezidență din Italia, n-au reușit sau n-au putut să plece spre țară, cum făceau probabil în alți ani. Ce știți din câte ați vorbit cu românii? Așa este, cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr, s-a resimțit o prezență majoră în acest an, mai ales în săptămâna Sfinților Pătimiri. Nici într-un an nu am avut așa de mulți credincioși prezenți fizic la slujbă ca în această săptămână și, într-adevăr, probabil datorată faptului că sunt restricții de carantină pentru cei care se reîntorc în țară și care și-ar fi dorit să fie alături de cei dragi, de rude, de părinți, de cei apropiați din familie. Asta i-a determinat să rămână în această perioadă pascală aici în Italia. De ce episcopia noastră, biserica noastră, încearcă să fie alături de toți creștinii în cele aproape 300 de parohii și 100, aproape 30 de filii în care vom săvârși slujba învierii între după masa aceasta, seara aceasta, mâine și iarăși mâine după masă la a doua înviere, în așa fel încât să putem să aducem bucuria Sfintei Învieri în inimile tuturor celor care au rămas aici în Italia și să încercăm să aducem mica Românie în sânul bisericii noastre, care unește pe toți. Și asta este adevărata noastră mângâiere în acest praznic a Sfintei Învieri. Dacă nu pot să fie fizic acasă, la casa părintească, să spunem, românii sunt acasă în parohii, pentru că se simt, desigur, ca acasă, românii ortodoxi din Italia. Așa este. Adevărata casă este casa Tatălui Ceresc, este biserica. Și în biserică se regăsesc toate regiunile. E o mică Românie în care se regăsește în fiecare parohie. Și Moldova, și Ardealul, și Țara Românească, și Banatul, și Crișana, și Basarabia, și chiar și Bucovina de Nord, unde avem mai mulți credincioși care vin și fac referințe la parohiile noastre, dar și din Basarabia de Sud. Și este o adevărată bucurie de a face o mare Românie unită în sânul bisericii și de a cânta cu toții într-un glas Hristos a înviat. Hristos este bucuria, viața și nădejdea noastră. Adevărat a înviat, Preasfințite, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi de departe, dar toți în aceeași casă a lui Dumnezeu, care este biserica. Preasfinția voastră, aș vrea să vă spun un cuvânt. În urmă cu ceva timp la Ierusalim, când frații noștri ortodoxi treceau prin încercări, era o mărturie venită din partea unui cronograf italian
alături de alți cronicari ai vremii, câțiva francezi, unul londonez, armean și așa mai departe, care vorbea despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim în această zi și aducea argumente ale, din partea unor persoane martore. Și foarte interesantă prezența acestui italian în urmă cu 900 de ani, care vorbea despre înviere, vorbea despre lumina Mântuitorului prezentă la Sfântul Mormânt. Românii sunt pentru Italia o lumină. Eu cunosc foarte mulți români care aduc mângâiere italienilor, care îi îngrijesc pe cei bolnavi, care sunt nelipsiți de la biserică, iar ceea ce s-a întâmplat în această eparhie unde slujiți este o adevărată minune, o prezență atât de numeroasă a credincioșilor la biserică, atât de multe slujbe de botez și prezența tinerilor, mai ales în timpul verii, în taberele și întâlnirile pe care le organizați, ceea ce înseamnă că lumina lui Hristos luminează multora din cei aflați acolo, iar o parte dintre ei au descoperit lumina credinței aflându-se printre străini. Vă mulțumesc din suflet. Cuvintele Preasfinției voastre sunt o adevărată mângâiere și un balzam pe suflet în această zi de înviere și nădăjduiesc că într-o zi să putem aduce și aici, în eparhia de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Sfânta Lumina Învierii la mormântul Domnului și aici, în peninsula italică, să fie spre mângâiere și bucurie tuturor celor care sunt drept slăvitori creștini și așteaptă cu nerăbdare acest praznic care este o lumină pentru întreaga lume. Dar să știți că cei care români din Italia și de pretutindeni ne-au urmărit fie la Radio Trinitas, că se prinde și pe internet, fie la televiziunea Trinitas, au primit-o în mod spiritual, luând parte prin imagini și prin cuvânt la acest moment. Așa este. Vă mulțumim din suflet. Însă, adevăr, și Radio Trinita și Trinitas TV au fost în întregul perioada întregului post, dar și perioada pandemiei, când nu s-a putut circula pentru a merge la biserică, a fost o adevărată lumină și o adevărată șansă de a putea găsi o regăsire spirituală. Să știți că a contat foarte mult și aceste mărturii le avem și din spovedanile pe care le-am primit de-a lungul postului și din mărturile celor care, atunci când s-au redeschis ușile bisericilor după perioada de carantină, cu lacrimi în ochi mărturiseau că asta i-a salvat, le-a dat forță spirituală. Faptul că au putut să urmărească sfintele slujbe pe internet și, bineînțeles, pe canalele pe care transmite Radio Trinitas și Trinitas TV. Vă mulțumim, Preasfințite, să aveți sărbătoare frumoasă și toți românii să se simtă ca acasă în bisericile din eparhia ortodoxă a Italiei. Vă mulțumesc și dumneavoastră la fel. Sărbători cu har și bucurie. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. O legătură prin Skype am avut cu Italia, cu Preasfințitul Atanasie de Bogdani, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.